Fără vânzători ambulanți în Chișinău, pe ordinea de zi a Consiliului Municipal este înregistrat un proiect care interzice desfășurarea comerțului stradal în centrul istoric, dar și în cea mai mare parte a orașului. Noile reglementări vor impune mai multă strictețe în comerțul stradal. Cine mai a mai pus, cred că, ochiul pe teritoriu să se mai distrugă încă ceva din țara noastră? Să mai facă ei fel de fel de clădiri pentru dânșii? Dacă se închide piața așa, să o scoateți în afara orașului, un om bătrân să mai poate veni la piața și ea? Să o distrugă ca un gheaghe să-și deschidă piața dincolo și și el stăpân. Mie în loc să bucur că noi lucrăm, căutăm de lucru, nu stăm sub stres, nu stăm sub garduri. Suntem oameni normali, ei trebuie să hotărască unde se dă o loc să lucrăm, să iasă. Dar noi nu primim o capică nică. Să ducă lumea la market și să cumperi cu prețuri sumașețe și să le și comod. Noi asta iem levezele și viile și a să aducă din Europa. Vor să închidă piața cu scop ca să aibă magazinele. Dar lumea nu are atâția bani ca să duc să-și cumpere de magazin. E gândit să fac ca să închidă piața, că în magazine nu au profit, nu au venit nimic. Dar când așa piața centrală, prețurile magazinului o să crească îndoit între ei. Și o să fie mai scump. Lumea, adică să fie concurent. Da, simplu o să fie concurent și o să fie prețurile mai mari. Și cumpărătorii au sărit în apărarea comercianților. Cum așa lumea să nu vândă? Are marfă, oamenii toată viața mușit la pământurile astea și mai să nu dai. Nu, nu, eu gândesc că asta nu. Eu am părere că ei fac foarte rău pentru lume. Lor trebuie să facă apartamente, căsă, să vândă, bani, bani, bani. Și așa poți cumpere tot ce este, tot ce trebuiește. În stradă nu trebuie de vândut, dar trebuie deschis locuri să nu stea ea ca așa cum stau, dar să aibă oamenii unde să vândă. Trebuie să facă un van că se poate trăi. Trebuie aranjată că să arăte altă fel. Regulamentul urma să fie discutat astăzi, dar ședința CMC nu a avut loc din lipsă de cvorum. Vânzarea la tarabe va fi permisă doar la iarmaroace și manifestările în masă.